Radu Berceanu șterge pe jos cu PNL, partidul din care a făcut parte 10 de ani vechiul membru din PNL. Îl atacă pe șeful statului Klaus Iohannis, dar cere și înlăturarea lui Nicolae Ciucă de la șefia partidului. În știrile de zi cu zi, mulți dintre noi am ratat știrea cu adevărat știre a momentului. Am înviat Radu Berceanu. Și nu oricum, ci cerându-se la TV și vorbind, a apăsat, cum știe el să o facă, în gura mare. Ce a simțit nevoia versatilul și experimentatul politician să ne spună? Două lucruri clare, fără echivoc. Unul la mână, că dacă PNL vrea să supraviețuiască anului mega electoral 2024, trebuie în primul rând să-l dea jos pe Nicolae Ciucă. Acum. Și, doi la mână, în continuarea primei idei, să se decupleze de Klaus Iohannis, devenit piatră de moară. De ce ar trebui luat în seamă fostul ministru? Păi, spre exemplu, pentru că Radu Berceanu e unul dintre puținii politicieni din garda veche care a înțeles de vorbă bună să se retragă, ca să nu le ia miliția și să-și cheltuie averea pe avocații. Și a prins tare bine asta, pentru că, spre deosebire de el, Adrian Videanu a mai stat o tură în politică și l-a umflat statul de drept cu mascați. Dacă s-a apucat să vorbească public, și nu orice, ori a răspuns prompt la un apăsat pe buton, ori s-a făcut de pușcărie, ori e parte jucătoare a unei lovituri de palat în interiorul PNL. Varianta a doua aș exclude-o din start, mai ales că a fugit de ea când s-a retras oficial din activitatea politică pentru a se consacra înmulțitului banilor foarte mulți pe care avea oricum, pe care i-a făcut, repet, ca privat, când era bugetar. Rămân prima și a treia variantă, care se și pot conjuga, fiindcă nu este prima oară când se discută despre coagularea unei mișcări dizidente formată din foștii pedeliști băsiști care, la momentul potrivit, să preia puterea în PNL. Eventuala alianță care să se așeze în spatele eternului primar Emil Boc, fost premier cu aspirații politice mărețe încă neîmplinite, ar putea să dea lovitura. Pentru cine e un pic atent la mișcările din spatele cortinei, Adrian Videanu e iar jucător în businessul mare, de stat și cu statul. Ioan Oltean dă și el din mânuțe, iar Mihai Stănișoară a început să frecventeze mesele din parcul patimilor noastre, Herăstrău. Până acum un an, nu dădeai de ei nici cu forțele speciale ale jandarmeriei. Acum se arată ei benevol și nu cred că o fac din plictiseală ori dintr-o dorință subită de mediatizare.